City managerul primăriei Ovidiu Bojescu exclude posibilitatea ca vreunul din spațiile din Biblioteca Municipală George Radu Melidon să fie închiriat asociației culturale cu același nume, scandal apărut în urma reclamațiilor de tot felul făcute de bibliotecara Emilia Țuțuianu, care pretinde că ONG-ul pe care îl conduce să primească un birou în noul local. Pentru... ceva, doamnă, deci nici nu s-a pus, nici nu se va pune problema. Deci orice închiriere sau concesiune sau orice fel de așa trebuie făcută numai cu aprobarea Consiliului Local. Deci cum nu s-a pus problema până acum de atâta ani de zile, nu s-a pune nici de acum încolo. Și totuși scriptic ea a funcționat, da, în acte. Nu știu ce scenarii aveți dumneavoastră și ce idei și ce gânduri și ce informații, dar eu vă spun că de când sunt în primăria Roma nu s-a pus problema și nici nu se va pune a închirierii vreunei bucăți vreunui metru pătrat, măcar din George Radu Melidon. Anticarul Dan Dimitriu a fost cel care a vorbit în spațiul public despre acest scandal intern. Acesta susține că societatea civilă, cea care a susținut campania SOS Salvați Biblioteca, nu poate fi de acord ca spațiile casei Ioachim să fie închiriate. Asta mă întreb. De toată lauda și nu știu. Prima dumneaei... Nu știu, doamnă, dar vă spun cinstit, pe mine m-a șocat... Pe mine m-a șocat chestia asta. Nu are ce căuta acest ONG în casa Vasile Ioachim, pentru care noi, romașcanii, ne-am bătut să devină simbolul orașului roman. Punct. Bun. Aici ar fi vorba de o injustiție și la un moment atât, dat... Atât, asta este durerea mea și cine mă aude să tragă concluziile și să... Nu cred eu că primarul va permite lucrul acesta, pentru că atunci se vor ridica toate celelalte 103... Dom'le, asta e dorința mea, este vrerea mea ca romașcan și nu vreau ca cineva să încalce niște, așa cum n-aș fi de acord să fie Casa Mareșal Prezan sau cum este acea clădire acum, este vorba de Fundația Miron Costin, care trebuie refăcută și restaurată, ca și clădirea al Vornicului Done, al lui Casa lui Sergi Celibidache, care... să fie din nou pusă. De asemenea, mai sunt câteva imobile care trebuie puse pe păgaș și conservate. Păi fac parte din entitatea neamului romașcan. Proiectul de reabilitare a casei Ioachim, imobil de patrimoniu care a fost construit în 1864, a intrat pentru prima dată pe ordinea de zi a Consiliului Local în 30 martie 2011, când a fost și respins. Atunci a existat o reacție puternică a societății civile, declanșându-se o campanie de susținere a proiectului intitulat SOS Salvați Biblioteca, prin care s-au strâns 8021 de semnături de la romașcanii care doreau reabilitarea acestui frumos monument arhitectonic. Repus pe ordinea de zi a Consiliului Local, proiectul a trecut în 25 mai 2011 cu abținerea consilierilor USL. Reabilitarea bibliotecii a costat aproximativ 3,2 milioane de lei. În luna mai, noul lăcaș de cultură va fi inaugurat și romașcanii se vor bucura de una dintre cele mai frumoase clădiri de patrimoniu.